găsit, iubiți credincioși și dragi telespectatori, bucurie mare în casele noastre, în inimile noastre, bucurie s-a revărsat peste toată lumea. Iată, suntem în duminica a șasea a Sfântului și Marelui Post, în duminica intrării Domnului în Ierusalim. Duminica bucuriei, duminica stâlpărilor, duminica floriilor. De aceea, împreună cu pruncii, cei neprihăniți, cei nevinovați, strigăm și noi, cu glas mare, O sana, o sana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. O zi absolut minunată și din punct de vedere <coughs> uh, al... Uh, temperaturii duhovnicești, să spunem așa, din inimile noastre, pentru că este al doilea popas în Sfântul și Marele Post, în care ne tragem sufletul, cum se spune, pentru următoarea săptămână, care este o săptămână cu totul și cu totul deosebită. Uh, nici nu poate fi uh, grăit, uh, nu pot fi spuse cuvinte despre această săptămână ce ne stă înainte. De aceea, iată, Dumnezeu a îngăduit ca înainte de această săptămână cernită, <coughs> iertați-mă să avem câteva clipe, petrecute împreună cu cei dragi cu cei pe care îi iubim câteva clipe petrecute împreună cu Domnul pentru că iată numai peste câteva zile va fi arestat și se va lua de la noi să spunem așa cei care spunem că îl petrecem și în, îi suntem următori și petrecem și grădina Ghețimanii și în curtea lui Ana și la Caiafa și în locul pardosit cu pietre la tribunal, îl petrecem pe Dumnezeu până pe cruce și pe cruce și bineînțeles vineri coborâm și noi cu Domnul pentru a înmormânt, pentru a învia pentru a învia împreună cu El în Sfânta Zi a Învierii. Așadar, dragii mei, Duminica Florilor, spunem tuturor celor care poartă nume de flori să aveți parte de toată veșnicia, nu vă spunem la mulți ani că ce ar fi o mie de ani, de fapt o mie de ani în trupul acesta ar fi blestem, curat, așa că spunem mulți și binecuvântați ani întru Domnul și să aveți parte de toată veșnicia să avem parte de, de toată veșnicia, veșnicia albă, cum spunea Părintele Arsenie Papacioc. Am numărat în bisericuța noastră numai puțin de 15 flori, care mai de care mai miresmată, care mai de care mai veselă, mai colorată și mi-a venit gândul acesta, dragii mei, că oricât ai fi de rupt de realitatea duhovnicească, oricât ai fi de nereligios, să spunem așa, nu ateu, oricât ai fi de nepăsător, doar dacă privești la florile câmpului, îți dai seama câtă dragoste are Dumnezeu. Că există un creator și creatorul acesta este persoană și mai mult decât atât, o treime de persoane și că el revarsă dragostea sa peste peste lume, mai cu seamă că vine, a venit primăvara și că toate înfloresc acum, mă gândesc numai la, la nu știu, la brândușă, la albăstrele, la florile acestea atât de firave, atât de, nu știu, ghiocei, la frezii. Mă gândesc că Că este, este scrisoare de iubirea lui Dumnezeu pentru om. Uită-te la florile câmpului, uită-te la câmp și îți vei da seama că există Dumnezeu și îți vei da seama că Dumnezeu ți-a scris o scrisoare de dragoste. Vă spun clar că n-a făcut Dumnezeu florile trandafirii, aceste flori minunate, nu le-a făcut ca să le pască mai muțele. Nici măcar să facă ceai din ele, nu. Dacă oferi un braț de. Uh, trandafir, cele mai evoluate mai cele mai evoluate primate sau, până la urmă, cele mai evoluate, celui mai evoluat animal, să știți că unui delfin, de exemplu, va fi insensibil. În cel mai bun caz, va, va gusta din ele. Ei bine, pentru un om, să oferi un buchet de flori, să oferi o floare, sau doar să privești la o floare, este ceva cu totul și cu totul personal, care ține de persoană, de conștiința de sine, de o existență personală în legătură cu alte existențe personale, cu alte persoane. Și acesta este omul, acesta este taina omului, atât de adânc, atât de, de inepuizabilă, legătura aceasta de iubire dintre persoanele preasfintei trei și persoana umană. Iertați-mă, în care Dumnezeu se adresează și direct și personal, dar pentru cei mai, mai insensibili, pentru cei mai grosolani, cum suntem noi. Așa, iată, Dumnezeu ne scrie această scrisoare de dragoste, care este un câmp plin de flori, cu mirosul florilor, cu culorile florilor, cu frumusețea lor, estetica lor, combinația cromatică absolut minunată. Cine este, cine vernisează mai, mai minunat decât Dumnezeu? Cine e un autor, cine e un artist mai mare decât Dumnezeu? Cine ți-a spus vreodată mai frumos și în atâtea feluri cu cât de mult te iubește că își dă viața pentru tine, nu declarativ, ci că a și făcut-o? Și că dacă s-ar pune problema, ar face-o de mii de ori. Singurul, Dumnezeul învierii, Dumnezeul creștinilor este Dumnezeul învierii, Dumnezeul celor vii, Dumnezeul celor nemuritori. Iată care ne scrie povestea sa de iubire. Da, omul în cinste fiind n-a priceput. Nu, nu pricepem cum ne vorbește Dumnezeu în, în forma aceasta delicată. E ca și cum. Cineva ți-ar face o, o declarație de dragoste în versuri. Pentru lumea aceasta, cred că ar fi ridicol ca cineva să se pună în genunchi sau pe cruce și să-ți recite cele mai frumoase versuri de dragoste, de a-și vorbi în limbile oamenilor și ale îngerilor și toate celelalte pe care le cunoașteți. Imnul acesta minunat al iubirii pe care Dumnezeu, prin trâmbița, aceasta minunată cu glasul uh, Sfântului Angură de Aur. Uh, uh, Iertați-mă, Sfântului uh, Apostol Pavel uh, ne vorbește despre iubirea lui Dumnezeu. Cel care a văzut a fost răpit la al treilea cer și a văzut, a simțit, a gustat, a mâncat, s-a hrănit din iubirea lui Dumnezeu. Uh, spunând că nu se cuvine, nu sunt cuvinte. Nu pot fi imaginate cuvinte pentru a vorbi despre asta, dar nici nu se cuvine a vorbi. Și așa este, când ești îndrăgostit, nu poți să explici cum adică, ce înseamnă asta că ești îndrăgostit. Nimeni nu poate să explice în mod satisfăcător și totuși, iată Dumnezeu ne arată nouă dragostea sa. Astăzi este una din acele zile... De fapt, nu e clipă în care Dumnezeu să nu ne arate dragostea sa, dar astăzi este una din zilele în care să spunem stop și să privim sau să ascultăm declarația de dragoste a lui Dumnezeu și dacă vreți și inelul de logodnă, pentru că de fiecare dată, <coughs> iertați-mă la fiecare sfântă și dumnezească liturgie Dumnezeu prilejuiește, spun acestea în cuvinte omenești, dragii mei, pentru că E slabă mintea mea pentru a ilustra altfel uh, iubirea lui Dumnezeu. Și atunci facem o analogie cu cele pe care le facem noi oamenii în cele mai curate momente ale vieții noastre, în cele mai, să zicem, în momentele sublime ale vieții noastre, când, iată, cu atâta frenezie, cu atâta emoție, te așezi în genunchi și spui, vrei să fii una cu mine, vrei să fii soția mea, vrei să. Uh, vreau să sunt gata să mor pentru tine, vrei să fii una cu mine, sunt gata să-mi dau viața pentru tine. Cam asta ar, ar trebui să însemne o, o declarație de dragoste, oferirea unui inel. Înseamnă această legătură extraordinară că iată sunt gata să-mi pun viața pentru tine. Ei bine, Dumnezeu nu a făcut asta numai declarativ și după trei luni, parcă lucrurile nu mai îmi plac, parcă nu mai sunt atât de bune, ce a făcut-o, încât s-a așezat, s-a suit pe cruce și toate celelalte pe care le cunoașteți. Intrăm în săptămâna aceasta în care Dumnezeu pecetluiește uh, iubirea sa pentru om cu, iată, sfintele sale pătimiri. și dar, dragii mei, Duminica Floriilor, Duminica intrării Domnului în Ierusalim, extaz și agonie, acestea sunt cuvintele, parafrazând un celebru uh, Roman, uh, extaz în uh, Duminica uh, Florilor, intrării Domnului Ierusalim, O sana, O sana, bine este cuvântat Împăratul, uh, cel ce vine în numele Domnului, și peste numai câteva ore, numărăm zilele în ore, iată, agonie, în sensul în, uh, agoniei lumii. Lumea intră într-o agonie. Nu că Fiul și cuvântul întrupat intră în agonie, ci lumea intră în agonie. Așa, dar extaz al lumii, Hristos rămâne uh, sobru, rămâne îngândurat, știe că toate aceste aplauze uh, sunt emoționale, sunt uh, din umorile uh, pătimașe ale uh, trupului omenesc și rămâne rămâne trist, rămâne îngândurat, toată lumea se bucură, numai el este trist. Și de asemenea, peste numai câteva zile, toți se vor, sau majoritatea se vor demoniza, vor intra într-o într psihoză colectivă, ial, ial, răstignește-l și la fel Mântuitorul Iisus Hristos rămâne echilibrat, sobru, la înălțimea momentului pe care îl are de împlinit la înălțimea iubirii pe care o are de dat, pentru care s-a întrupat sau pe care a întrupat-o. Iubirea pe care a întrupat-o. Iubirea s-a făcut trup. Of, cât ar fi de zis despre această minunată poveste de iubire dintre Dumnezeu și om, dar iată avem cuvântul ierarhului uh, înainte de a, a pomeni pe Sfântul uh, Mucenic Eupsihie, cel care, pe care îl pămânește biserica astăzi și pentru a, ale cărui rugăciuni rugăm pe Bunul Dumnezeu să se milostivească de noi. Și-a dragii mei, curând și Sfântul Calinic de la Cernica și atunci îi rugăm pe Sfinții aceștia care astăzi prăznuiesc în cer și pe pământ cu noi, împreună cu oamenii, să mijlocească pentru noi ca să ne dea Dumnezeu timp de pocăință, să ne dea Dumnezeu timp să luăm seama la noi la inimile noastre, să ne dea Dumnezeu timp să ne smerim, pentru că cine va putea intra nesmerit în împărăția lui Dumnezeu care este smerenie. iubirea lui Dumnezeu care este smerenie. Cuvântul ierarhului dragii mei și ne întoarcem pentru popasul de la Ierusalim pentru, pentru Duminica Stâlpărilor, pentru Duminica Floriilor, iată haine, iată ramuri de finic, iată urale, iată extazul. <fie> Astăzi, este Duminica Florilor, Duminica Intrării în Ierusalim a Domnului. El vine așa cum spune prorocia, călare pe mânzul la sinei, peste mânz și-au așezat mulțimile hainele lor și el a așezut deasupra lor. Prorocul Zaharia, scrie despre aceasta. Iată, nu te teme, fica Sionului. Iată, împăratul vine la tine blând și șezând pe mânzul Asinei. Cine este fiica Sionului? Ierusalimul este fiica Sionului. Intrarea în Ierusalim, de fapt, simbolizează intrarea Domnului în cetatea cea de sus, intră acum în Ierusalim ca să intre peste o săptămână în cetatea cea de sus a cerului, biruitor asupra morții și asupra iadului. Dar să tălmăcim ce însemnează această întâmpinare a Domnului în Ierusalim. Iată Mântuitorul cu șase zile înainte de Paști, cum spune Sfânta Evanghelie, a venit în Betania, unde Lazar era mort. L-au așteptat surorile Marta și Maria și l-a înviat pe Lazar. Această minune a dus vestea peste tot, pentru că nu s-a mai petrecut vreodată o astfel de minune. Cineva să fie mort de patru zile, să miroase greu și totuși să fie chemat din mormânt cu cuvintele Lazare vino afară și acela să învieze. De aceea mulțimea s-a adunat, nu numai pentru Isus, și ca să-l vadă și pe lazări pe care îl înviase din morți. Și iată, uimită mulțimea de această minune, au început să aștearnă pe cale ramuri de copaci și de finic, să treacă Iisus peste ele. Unii și așterneau pe cale hainele să treacă peste ele. Și mulțimea la a clama zicând, o să binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului, o să un cei de Sus. Ce sunt aceste cuvinte? Sunt cuvintele care sunt folosite pentru împărați, o să na însemnează, mântuiește. Și iată, așezut nu ca un împărat pământesc pe un cal pe mânz de asină. Asina era greu de stăpânit, dar mânzul neînvățat. Ce reprezenta mânzul? Aici erau neamurile care erau necurate. Asina era între animalele pe care evreii nu le primeau pentru că erau între cele necurate. Și iată el totuși vine să îmblânzească asina, stă peste ea, oamenii își pun hainele, îl întâmpină cu flori, cu ramuri de finic și strigă cuvinte de laudă. Chiar când a ajuns la cetate, toată cetatea Ierusalimului s-a cutremurat. Strigau și copiii și ziceau o Osana, Fariseii erau tulburați și ziceau lui Isus: N-auzi ce strig aceștia? Dar Isus le-a răspuns: Dacă aceștia vor tăcea, pietrele vor striga. Și le-a adus aminte că este scris despre aceasta în scriptură. Era o împlinire a prorociei din scriptură. Și iată, fiica Sionului, era această cetate a Ierusalimului. Și cu adevărat, ceea ce spune Mântuitorul se va împlini, căci atunci când va fi răstignit și se va sfârși pe cruce cu firea sa omenească, îmbrățișând pe cruce întreg neamul omenesc, atunci cu adevărat Oamenii au tăcut, dar pietrele au strigat. Și iată, toate se împlinesc așa cum se cuvine. Iubiți, credincioși, până aici a fost postul mare. Ieri, în ziua de sâmbătă, s-a încheiat postul mare. Astăzi este ziua intrării în Ierusalim. Cetatea Sionului, care reprezintă intrarea și în cer a Mântuitorului. El intră întâi în cetate triunfal, întâmpinat de mulțimi, ca să intre apoi în cetatea cea de sus, în cetatea cerului, în Sfânta Sfintelor nefăcute de mână, ca să aducă triunful vieții asupra morții. De aceea, iată, noi astăzi prăzduim această sărbătoare prorocită mai dinainte pentru care fariseii s-au mirat. Erau plini de mânie, plini de zavistie și de ură. Zavistia însemnează să invidiezi binele celuilalt însemnează o ură dusă la extremă. Această ură aveau fariseii, ei care vorbiseră să-l piardă. Acum el este întâmpinat de mulțimi cu cântări de laudă, ca un împărat cu adevărat, dar el nu vine ca un împărat al acestei lumi, ci ca un împărat care va birui păcatul, care va birui sălbăticia neamurilor, care le va aduce pe neamuri la ascultarea de Dumnezeu. De aceea să ne bucurăm că întreg pământul se bucure de această intrare a Domnului în Ierusalim. Se va înțelege această intrare a Domnului peste timp. Și această intrare a Domnului în Ierusalim, noi o evocăm la fiecare sfântă liturghie, când se intră cu cinstitele daruri în sfântul altar, iată după aceea noi cântăm o sana binecuvântat este cel ce vine într numele Domnului. Aceste strigăte se aud la fiecare sfântă liturghie. El intră în Ierusalim nu ca să mă rămână împărat. Intră ca să arate că vine și se pregătește de jertfă. De aceea, de mâine vom începe calvarul patimilor Domnului. Chiar din seara aceasta vom începe deniile, adică slujbele de dimineață se fac seara pentru că intrând seara, vorbim de lumina ce urmează a doua zi. Întunericul va fi biruit și lumina va străluci. Sunt pregătirile pentru ziua cea mare când lumina din cer se va pogori. Să ne pregătim sufletele și viața noastră. Să pătimim și noi cu cel ce vine în cetatea Ierusalimului să fie întâmpinat, dar apoi să meargă la patimă și la moarte. Să ne pregătim și noi să pătimim cu Hristos ca să ne umplem și noi de lumină, căci după întunericul ce se va produce la moartea Domnului, va străluci lumina învierii lui Hristos. Doamne, ajută-ne să fim și noi pe calea pătimirii cu Tine, ca murind împreună cu Tine pentru păcate, să învieze sufletele noastre pentru împărăția ce cerească pe care Tu o vei deschide, căci biruind moartea te vei arăta împărat și biruitor peste tot ce este rău și biruința aceasta va fi pentru totdeauna că moartea nu se va mai întoarce, va fi lumină și ziua peste tot, iar întunericul se va ascunde pentru veșnicie. Ajută-ne să ne pregătim și noi prin patimile tale să pătimim cu tine ca să devenim fie ai luminei, fie ai zilei și fie ai împărăției cele veșnice. Amin. Am revenit, suntem din nou în direct, iubiți credincioși, dragi telespectatori, mulțumim în al preasfințitului Părinte. Pentru cuvântul de învățătură, mulțumim pentru rugăciuni, binecuvântare și dragoste. Nici nu știu de unde să încep această minunată, minunat, acest minunat moment, acest minunat tablou pe care ni-l înfățișează. Dumnezeu îl pune înaintea ochilor trupești și duhovnicești acest uh, minunat uh, tablou în care vedem lumini și umbre, vedem soarele și soarele dreptății, dar și norii uh, nedreptății, vedem uh, bucuria, extazul, dar vedem și agonia, vedem uh, uh, fericirea, dar și tristețea. Toată acest tablou de lumini și umbre, toate aceste antagonisme sau an, aceste uh, imagini antagonice să spunem așa, care uh, uh, fac uh, din tabloul pe care îl avem înaintea ochilor uh, un, uh, un mesaj foarte tulburător această ceea ce ni se înfățișează este extrem de tulburător și vom vedea de ce. Iată, nu putem să vorbim de intrarea Domnului în Ierusalim fără să vorbim despre Lazar din Betania. Foarte pe scurt, până primim răspunsul la întrebare și vom dărui Cartea pentru cel care uh, intră în direct. Uh, vom uh, vorbi, vom spune câteva cuvinte despre această familie minunată care uh, bineînțeles că are ca prieten uh, îl, îl are ca prieten pe Dumnezeu. Marta, Maria, surorile Marta și Maria, împreună cu fratele lor Lazar, sunt prietenii lui Dumnezeu, sunt casnicii lui Dumnezeu, mai bine spus Dumnezeu este casnicul lor pentru că iată va fi bine primit în casa lor, este un prieten de nădejde, Dumnezeu îi iubește și, -și exprimă această dragoste și în cuvinte și totuși dragii mei Dumnezeu îndrăznește și la casnicii Dumnezeu îi iubește pe casnicii lui și boala și moartea îndrăznește și la casnicii lui. Iertați-mă. Deci, cum este de unde această obrăznicie, de unde această îndrăzneală a bolii, această îndrăzneală a morții în trupurile celor care sunt atât de apropiați de Dumnezeu? Ei bine, va spune însuși Dumnezeu că această moarte, această boală este îngăduită de Dumnezeu pentru a se vedea slava sa. Extraordinar în ce modalitate Dumnezeu pregătește omenirea pentru lecția cea mare a învierii. Așadar, dragii mei, o familie foarte cunoscută, cu o notorietate foarte mare, surorile Marta și Maria împreună cu fratele lor Lazar, cel mai probabil oameni înstăriți, cel mai probabil oameni foarte bine văzuți, cu multe legături, cu multe cunoștințe, cu mulți prieteni. De unde știm lucrul acesta? E bine, vorbesc sfinții evangeliști, aducând, să zicem așa, în pasant aceste detalii legate de faptul că surorile Marta și Maria primeau, iată, foarte, foarte mulți uh, vizitatori, musafiri, de unde rezultă că aveau uh, prieteni foarte mulți, cunoștințe foarte multe, adică erau oameni uh, influenți în sensul acesta al unor uh, relații uh, foarte solide, foarte temeinice chiar cu uh, Ierusalimul, chiar cu locul acela, chiar cu, cu capitala. Ei bine, iată că uh, cu puțin înainte de sfintele sale pătimiri, Dumnezeu pregătește sau declanșează o, o, o prigoană extraordinară, o hotărâre extraordinară, uh, chiar în momentele cele mai bune, potrivite, așa cum și-a făcut, să spunem, agenda pentru restaurarea omului, pentru recuperarea omului. Agenda pe care știm că numai ca Domnului a schimbat-o, să spunem, la nunta din Cana Galilei, altminte, Dumnezeu își urmează agenda sa, de patru sau de cinci ori iese din mâinile lor când vreau să-l prindă, să-l omoare cu pietre sau să-l arunce în prăpastie sau de pe tâmpla templului și așa mai departe, iată că scapă de fiecare dată din mâinile lor când uh, uh, urmau să-l aresteze, și atunci urma să-l să aresteze și atunci, bineînțeles că, iată, ne pregătește pentru ultima săptămână, de aceea s-a și spus că ultima săptămână, săptămâna pătimirilor, Sfintelor pătimiri este una extrem de uh, concentrată, extrem de, de adâncă în trăiri, de tot felul, pentru că este săptămâna în care, iată, iudeii, că poporului, membrii sanhedrinului, o parte dintre ei hotărăsc că Iisus uh, din Nazaretul Galilei trebuie să moară. Mai bine este să moară un om pentru popor, după cum va proroci uh, Caiafa, decât să uh, moară poporul întreg. Ei bine, iată ce declanșează această furie extraordinară a iudeilor. Notorietatea Mântuitorului Iisus Hristos este deja uh, statornicită, depășește granițele Palestinei, uh, deja în diaspora este cunoscut, este al treilea an în care propovăduiește și uh, exasperarea căpetenilor poporului, celor interesați politic, bineînțeles și material, ajunge la, la, paroxism, ajunge la apogeu. Răspuns corect și ne întoarcem în Betania. Bine ați venit, Doamne ajută! Alo, Doamne ajută, bucurie! Doamne ajută, bucurie! Doina sunt. Da. După înviere, Lazar a fost episcop de Cipru, actualul Cipri, Chitium. Așa este. A fost uh, episcop în Larnaca timp de 30 de ani. Da, a mai trăit 30 de ani. A mai trăit 30 de ani după <coughs> învierea Domnului și a fost episcop. Se spune că după ce a trecut prin această experiență a morții, uh, tradiția spune că Lazar nu a mai râs niciodată, nu a mai zâmbit niciodată, afară de un moment în care uh, un servitor uh, din uh, de acolo, din Larnaca care a furat un vas de lut și a alergat cu vasul să scape de urmăritori, uh, a spus așa zâmbind, trist lutul fură lutul lutul fură lutul, adică arătându-ne prin aceasta cât de puțin uh, contează lucrurile acestea materiale sau cât de puțin trebuie să ne lipim de lucrurile acestea materiale el spune despre asta care a trecut și a văzut dimensiunea duhovnicească a, a acestei vieți care înseamnă bineînțeles și trecerea prin moarte vă mulțumim că ați sunat să aveți sărbători cu bucurie, cu pace. Ne mai vedem oricum până atunci. O săptămână binecuvântată și dacă s-ar putea, pe cât este cu putință, să o dedicăm Domnului, că e foarte, foarte. Cea mai importantă săptămână din cele 52 de săptămâni ale anului este această săptămână a Sfintelor Pătimiri. Dacă Iisus a luat păcatele noastre, mulțumim frumos, Părinte, Bucurie Doamne. să aveți și să ne, poate ne vedem odată față către față la Sfânta și Dumnezească Liturghie. Deci, dragii mei, trebuie să spun că Lazar este prietenul Domnului și iată cu toate acestea, Boala și o boală necruțătoare se apropie de el. De ce? Dragii mei, iată, pe de-o parte, pentru că Dumnezeu poate să îl facă pe om din țărâna Pământului, așa cum l-a făcut la început, așa îl va reface și pe Lazar, Asta pe de-o parte și pe de-altă parte să ne arate că lupta noastră nu este împotriva bolii, lupta noastră nu este împotriva oamenilor, lupta noastră nu este împotriva cărnii și a sângelui, ci lupta noastră este împotriva morții, adică împotriva păcatului care aduce moartea. Pentru că dacă am biruit păcatul, dragii mei, am biruit și am biruit și moartea. Sigur veți spune ce este păcatul, care e definiția păcatului, este greu de spus și până la urmă pentru cineva care nu crede, nici nu există păcat, după cum spune uh, Dostoievski, că dacă Dumnezeu nu există, totul este cu putință, adică toată răutatea este cu putință și mai cu seamă să nu fie pedepsită sau sancționată. Însă, da, dragii mei, Păcatul este o rănire a iubirii lui Dumnezeu. Dacă am reușit să trecem peste, să răspundem iubirii lui Dumnezeu, atunci biruim păcatul și din iubirea lui Dumnezeu sau iubirea lui Dumnezeu biruie și moartea pentru noi. Nu este doar un joc de cuvinte sau o metaforă, ci este un adevăr pe care îl trăim și îl mărturisim. Suntem încredințați de acest adevăr că suntem nemuritori. Iată, cei mai mulți dintre noi, cei care acum suntem în această comunitate virtuală, ne-am împărtășit cu trupul și sângele Mântuitorului. Știm, mărturisim și avem încredințarea că vom învia, avem încredințarea că suntem nemuritori. Acum, sigur, rămâne de văzut în ce fel se va petrece această înviere, dacă vom fi în slava lui Dumnezeu sau despărțiți de El. Totuși avem această nădejde că oricât am fi de slabi, oricât am fi de neputincioși, nu ne despărțim, nu ne dezlipim sau, parafrazând pe Sfântul Apostol Pavel, am spune cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos sau ce ne va despărți? Oare necazurile, oare crucea, oare bătăi, oare scuipări, oare, oare, oare? Ei bine, totuși, iată, când vine în gând un răspuns, ne desparte lumea aceasta virtuală, are capacitatea să ne fure, să ne despartă de iubirea lui Hristos, nu în sensul că Dumnezeu nu ne mai iubește, măcar că noi ne lipsim de har, ne, ne lipsim de iubirea lui, ci că uh, noi suntem uh, în stare să-l uităm pe Dumnezeu, să fim nepăsători la o asemenea mare iubire. Ce poate fi mai rău, mai uh, distructiv pentru om, încât să întoarcă spatele unei asemenea iubiri? Revenind, dragii mei, suntem în Betania. Lazar este lovit de o boală necruțătoare. În câteva zile, iată, cade la pat, este muribun. Surorile sale, Marta și Maria, trimit un cuvânt la prietenul lor, care este nimeni altul decât Dumnezeu, cuvântul întrupat, care a făcut atâtea și atâtea minuni despre care Marta și Maria știau, Lazar știa, bineînțeles, și socoteau că ar putea Dumnezeu să-l vindece de boala lui. Și aici este foarte, foarte interesant, dragii mei, mai cu seamă pentru cei care trec printr-o suferință, pentru cei care nu au leac pentru boala lor, să vedeți pedagogia lui Dumnezeu. Dumnezeu care poate să vindece, Dumnezeu care. Numai cu cuvântul poate să învieze pe cineva. Iată că ne arată că să nu cerem numai decât să ne vindece de boală, deși este foarte bine, ci să cerem să biruim moartea. Și iată că cuvântul pe care îl primește Mântuitorul pare că nu-l atinge. Are loc o discuție cu ucenicii, cu apostolii. Și bineînțeles că timpul trece și Dumnezeu prilejuiește o minune absolut um, formidabilă, dar care va și declanșa toată furia, toată răutatea, toată pisma um, celor care îl urăsc, celor care îl urmăresc, cel, celor care doresc să ia viața uh, Mântuitorului, iată că această minune va fi declanșatoarea, va fi capsa pirotehnică acestei, acestui Ierusalim care fierbe, acestei bombe care stă să explodeze, mai cu seamă din pricina celor care agită, a agitatorilor care vor duce până la urmă la răstignirea Mântuitorului, la procesul, condamnarea și răstignirea Mântuitorului. Ei bine, iată că după patru zile de la momentul morții, Dumnezeu vine la casa lui Lazar. Am pune problema, noi cei care nu credem, ce sens ar mai avea? Bineînțeles că vine un prieten să mângâie cu cuvintele, ce cuvinte sau ce mângâiere pot avea cuvintele în fața morții, în fața unei asemenea absolute fatalități, care este moartea pentru cei care, bineînțeles, nu cred sau nu credem în înviere. Ce cuvinte pot să te mângâie când în fața ta stă un trup fără chip și fără frumusețe, așa cum spune la slujba în mormântării? Ei bine, dragii mei, iată că vine și îl întâmpină Marta. De departe, încă fiind, marta îl întâmpină cu un reproș și deși are un loc, un dialog teologic între Dumnezeu și om, durerea sau dacă vreți rațiunea pare să biruie orice fel de gândire teologică, de gândire duhovnicească. Este de acord că există înviere, este de acord marta că va fi bine odată, când va peste timp, la învierea cea de opște, la judecată, dar acum realitatea implacabilă, imbatabilă, este aceasta că moartea are ultimul cuvânt și mai mult decât atât, este mai tare decât tine. Adică, iar spune Marta Mântuitorului Iisus Hristos, de ce? Pentru că iată, poate dacă veneai, reușeai să uh, îl vindești de boala lui, să ameliorezi boala lui și să mai trăiască. De asemenea și Maria care um, este să spunem, partea mistică a acestei familii, partea contemplativă a acestei familii, Maria, care partea cea bună și-a ales, iată, vine și din nou aceeași discuție legată de faptul că dacă ar fi venit mai repede, poate că ar fi putut să facă ceva. Vedeți, dragii mei, în fața morții sau în fața unei, unei primejdii iminente, a, unei, a unui pericol iminent, omul uită de Dumnezeu. Omul uită de puterea lui Dumnezeu, omul uită de iubirea lui Dumnezeu. La cel mai mic semn de boală, de neputință, omul caută cu orice chip să se agațe de această viață. Uh, și bine face, bineînțeles că este instinctul de conservare care până la urmă e dincolo de orice rațiune îl au și, și animalele până la urmă și, și în lumea în, în regnul animal găsim aceasta și dar dragii mei omul uită de înviere, omul uită de <coughs> faptul că Dumnezeu s-a întrupat Că Dumnezeu a murit cu adevărat ce a înviat. De ce? Pentru că uh, această uh, realitate a morții care este uh, singura sau unica realitate unanim acceptată în toate mediile, indiferent de religie și care este o realitate științifică, Uh, cu adevărat, un acceptată, dar nu este ultima realitate. De aceea noi suntem perplexi în fața morții, suntem uh, fără cuvinte, moartea este o taină nici din punct, punct de vedere științific, ea nu poate fi uh, uh, explicată, definită. Sigur că este lipsa vieții, dacă vreți, filozofic, uh, sau poate fi. Uh, definită ca oprirea centrilor vitali sau eu știu atâtea și atâtea definiții care pot să vorbească despre experiențe legate de funcționarea, de vitalitatea acestui cor și totuși nu există o definiție satisfăcătoare, nimeni nu știe exact ce este ce este moartea. Putem să observăm că omul uh, își pierde funcțiile vitale, se stopează funcțiile vitale, nu mai are activitate cerebrală, cardiacă, dar totuși nu aceasta este uh, moartea. Ei bine, în fața acestei realități, uh, Marta și Maria nu pot decât să fie întristate, nu pot decât să cumva să se tânguie în fața prietenului lor, care este și Dumnezeu, ce bine ar fi fost dacă ai fi fost aici, poate că uh, ar fi trăit, poate că ai fi avut un leac. Ei bine, nici mai mult, nici mai puțin, Mântuitorul cere, dragii mei, să fie dus la mormânt. Și fiecare dintre cei care au auzit acest cuvânt Uh, S-a gândit că ar fi vorba poate de o, un ritual, poate ca de o rugăciune, poate că de un uh, rămas bun la groapă. Cine s-ar fi gândit dintre cei care erau prezenți acolo uh, la cele ce urmează, la acest tablou înfricoșător de-a dreptul? Cine s-ar gândi uh, la așa ceva? Cine s-ar fi gândit dintre mironosițe când s-au dus la mormânt, duminică dimineața, că îl vor găsi pe Isus Hristos înviat, viu, cu trup în duhovnicit, în Dumnezeit. Cine se va fi gândit așa? Nimeni, nici măcar mironosițele, în afară de Maica Domnului, dragii mei, nici apostolii, nici mironosițele, nici voi, nici eu, nimeni n-ar fi crezut că Hristos este înviat. Ei bine, iată, nimeni n-a crezut aici că cele ce vor urma vor schimba cu totul fața lumii. Ce este interesant din punct de vedere logic, dacă vreți, apologetic, dacă vreți, este această expresie care ține mai mult de, de, de medicină legală și anume că Mântuitorul cere să fie dus la, la groapă, la mormântul lui Lazar, iar Maria spune Doamne ce să faci acolo? De ce să dăm piatra la o parte? Că este a patra zi de acum și miroase greu. Această expresie, dragii mei, arată că trupul lui Lazar intrase în descompunere nu numai că Lazar a murit dragii mei noi cunoaștem așa moartea după cum o prezintă Occidentul acum că există uh, firme care te cosmetizează și omul arată ca și cum ar dormi. Cei mai mulți dintre cei care au posibilitate în Occident doresc o ultimă ședință cosmetică uh, înainte de a fi pus în sicriu ceea ce este să mă iertați cinic, pentru că în ortodoxie, de exemplu, moartea este o taină, vedeți și oglinzile sunt acoperite, oamenii priveghează, au un respect deosebit pentru trupul acela care, deși neînsuflețit, din care sufletul a plecat, trupul acesta pe care sufletul l-a părăsit, totuși omul are o oarecare E un respect deosebit pentru taina aceasta a morții. E bine, Occidentul nu mai păstrează niciun fel de uh, taină, de aceea, iată că noi avem înțelegerea uh, asupra morții ca un somn. De aceea va și vorbi Mântuitorul în termenii aceștia, nu pentru că noi înțelegem greșit, pentru că, cu adevărat, pentru Dumnezeu, uh, moartea este un somn. Și la chemarea lui, la cuvântul lui, vor învia și vom învia cu toții să dea Dumnezeu. Ei bine, în fața acestui, acestei realități, să spunem biologice, în care trupul acela era o magmă lipicioasă, iertați-mă, rămăseseră doar um, foarte puține părți din trup sistemul osos, să spunem, care nu au intrat în putrefacție, în descompunere, în rest trupul acela nici nu mai putea fi numit trup, nici nu mai avea niciun fel de chip care să se asemene cu un om. Și totuși înainte de a spune orice, iată vorbește cu tatăl. Mulțumește. Și spune un cuvânt ca un tunet cu glas mare. Cu glas ridicat, laser, ieși afară. E bine, dragii mei, aici trebuie să ne oprim puțin, pentru că. Uh, pentru un om care nu crede, că are impresia că s-a defectat televizorul sau că cineva uh, este uh, incoerent, cum adică. Să spui unui, unui, un, unei magme uh, de, de elemente organice și anorganice să-i spui să iasă afară. Deci pare o nebunie. În momentul acesta uh, trebuie să, să ne așezăm pe o poziție. Ori este o nebunie totală, ori lucrul acesta s-a petrecut. Și să știți, în paranteză fie spus, noi am plecat de jumătate de oră de la Sfânta și Dumnezească Liturghie, unde s-a petrecut o minune mai mare decât aceasta cu Lazar. O mai mare minune decât aceasta cu Lazar. Închidem paranteza. Deci suntem în fața unei minuni care ne obligă, din punct de vedere rațional, să luăm o decizie. Bineînțeles că orice om rațional, orice om de știință ar spune, fugi, domnule, de aici, așa ceva este cu neputință. Și cu adevărat, dragii mei, așa ceva este cu neputință. Nu este în stare niciun laborator din lumea aceasta, cel mai performant laborator de genetică, de la Stanford, să zicem, sau de la Harvard sau unde se cercetează, unde se fac cercetări, se bagă miliarde de dolari în cercetare, nu este în stare laboratorul acela cu toți savanții, cu toți uh, doctorii în medicină sau în genetică să facă un fir de păr. Iată, un fir de păr pe care să-l facă asemenea acestuia, cu toate elementele sale, cu toate structura sa. Nu poate să facă niciun laborator Lucrul acesta. Și, însă, iată un om cu chip de om, înfățișare de om și chiar om, cu adevărat om, dar și Dumnezeu, spune doar cu cuvântul așa cum s-a întâmplat și la facere. A zis cu cuvântul și s-au făcut toate. Să fie lumină. Iată, asistăm la o refacere a lumii. Practic, Vedem aici, în, în, ca și în condiții de laborator, cele ce s-au petrecut la facerea lumii, la, la, la facerea ex nihilo a, a Universului, cum spun oamenii de știință. Adică Dumnezeu, cuvântul de data aceasta, cuvântul întrupat, va lua toate elementele chimice, organice și anorganice, le va combina într-un chip absolut minunat și nu va face, dragii mei, un trup, ci va face o persoană conștientă de sine, în care este suflet, în care este rațiune și care are toate elementele acestui trup pe care îl am și eu și dumneavoastră. Ei bine, Lazar va ieși la cuvântul lui Dumnezeu, așa cum era el legat, cum e ritualul la iudei, și va porunci Dumnezeu să fie dezlegat și, iată, laser, după numai câteva ore, mănâncă, bea, se mișcă și este redat acestei lumi. Este absolut incredibil. În momentul acesta trebuie să iei o decizie. Nu ai ce să faci. Ori fugi, speriat, cu tremurat, ori uh, cauți până la capăt să vezi dacă acest lucru este adevărat. Nu vă spun ce să credeți, fiecare crede ce vrea, vă spun doar atât că am trecut prin acest moment și într-adevăr a fost un, o, o furtună, a fost o, o fractură între toate celelalte pe care le-am învățat până la momentul respectiv și cele pe care mi le spunea inima, adică îndemnul acesta de a căuta și a cerceta. Ei bine, pentru ultimele două minute trebuie să vă spun. Așa, fiindcă este intrarea Domnului în Ierusalim și această înviere a declanșat o, o, o frenezie totală. Și totuși, dragii mei, Mântuitorul era supărat, nu atât pentru că oamenii îl vor răstigni, pentru că pentru asta a venit, ci pentru că oamenii n-au înțeles nimic și se bucurau că această înviere ar însemna totul. Nu, dragii mei, Lazar a înviat, toată lumea s-a bucurat. Dar ce să vezi după ce a mai trăit 30 de ani, a murit din nou, a fost pus într-un mormânt și s-a descompus până n-a mai rămas nimic decât niște oase uh, în care Dumnezeu a lăsat harul său. Dar în vierea noastră, a, ta și a mea, dragii mei, dacă Dumnezeu binecuvintează lucrul acesta și dacă noi vrem lucrul acesta, va fi altfel va fi așa cum este cea a Mântuitorului Iisus Hristos, nu cu trupul acela muritor. Probabil că după ce a înviat Lazar din moartea aceea imposibilă, să spunem, probabil se va fi îmbolnăvit de gripă, de alte boli și până la urmă o boală pe care o avem cu toții la răpuși, anume moartea. Ei bine, nu asemenea înviere așteptăm noi dragii mei măcar de a muri de o de ori și ne-ar învia cineva, tot nu înseamnă nimic pentru că nu de aceea a venit Mântuitorul Iisus Hristos ca să facă aceste minuni și cu ele să ne mântuim nu, nu ne mântuiesc aceste minuni dragii mei, ci ne mântuiește crucea iată înaintea noastră stă o săptămână a crucii, o săptămână a pocăinței a plânsului și a smereniei. Pentru că cu adevărat și dacă am învia de 100 de ori în trupul acesta, tot n-ar fi nimic. O minune mai mare decât aceasta însă, dragii mei, a învierii lui Lazar se petrece la fiecare sfântă și dumnezească liturghie. Așadar, tu cel care nu crezi în învierea lui Lazar și n-ai fost niciodată la o sfântă liturghie și vrei să vezi ce se întâmplă acolo, uite, Îți promit că dacă vrei, voi deschide ușile împărătești și vom face liturgia ca să stai să vezi ceea ce se întâmplă acolo, să vezi ce minune se întâmplă acolo, ce înviere are loc, ce um, minuni au loc acolo și ce minuni se pot petrece în sufletul tău. Bineînțeles că cu toții așteptăm învierea ca eveniment istoric ca eveniment teologic, dar de asemenea așteptăm și învierea noastră, aceea pe care ă, dorim să fie asemenea ca a Mântuitorului nostru Iisus Hristos acum 2000 de ani. Tuturor celor care poartă numele nume de flori, o smerită binecuvântare și o îmbrățișare și iar celor care se pregătesc pentru săptămâna aceasta, le spun că ne așteaptă cea mai frumoasă săptămână din an și cu bucurie doresc să mă întâlnesc cu fiecare din cei care vor participa la uh, Sfintele Slujbe. Până la învierea Domnului, să învieze Hristos în inimile voastre, să se risipească toți și toată lucrarea vrăjmașului, iar noi să ne bucurăm de toate cele ale praznicului. Thank mm -hmm. you.